Salut tuturor, sunt bine v-am oameni buni, la un nou episod din noastră de Survival Hardcore și frazorul înainte de a începe, nu uitați să apăsați și pe acel mic butonaj de like, să strângem foarte multe like-uri dacă vreți să continuăm cu această serie și să postăm cât mai multe episoade. Uh, frazorul n-am mai muncit foarte, foarte mult off camera, am mai adunat ceva fier și ceva cărbune, mi am făcut o armură de fier, uh, mi am mai făcut un pickaxe, mi am făcut o găleată și cred că cam atât, o găleată ca să luăm apă în caz că ardem, să nu ardem nevi. Uh, și am pus aici trei uși pentru că nu vreau să mă trezesc cu invitați așteptați din cine știe ce părți aici, clar nu mai poate intra nimeni și mă simt în siguranță și haideți să mergem uh, să mai explorăm și noi acest, bă, știi ce ar trebui să fac eu sincer, să fiu sincer, 18011328. deci ar trebui să fac acest lucru pentru că cine știe ce se poate întâmpla, frate, vreau să am coordonatele, uh, bun. Hai să explorăm și noi această șmechire, am nevoie de apă. De unde se apa? Cred că de undeva de acolo de sus. Sau chiar știi, nu aș putea eu... Să iau apa, vai de cioaca mea ce m-a speriat, Bă, dar eu știam că aici nu este lavă Deci acum când am început, practic m-a pișcat așa putinte lava Deci m-am speriat de moarte Deci m-am speriat de moarte Hai să luăm pe aici, așa tiptil Asa Așa, urcăm până acolo sus Ca să nu urcăm până acolo jos De ce nu? ok, luăm apa și toată lumea e fericită O să am apă la mine, luăm și ferul ăsta Luăm cam tot ce putem de aici Hai încă Yes! Oh, am luat apă! What the fuck? Ce range mare am! Bun, și acum, dacă eu sper la ceva diamante, sfir destul de rău sau... Nu știu ce să zic. Vreau să explorăm tot acest... toată această ravină. Cred că o să pun torțe peste tot. Nu știu exact, vedem. Ar fi o idee, sincer să fiu, ar fi o idee să punem multe, 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 multe torțe, frate. Că nu vreau să... sau mai ales pe sus, știi? Pentru că... Aolo, cred că aș face prea mult Apașa. așa, pentru că nu vreau să am probleme, nu vreau să am probleme cu scheleții și mai bine punem torțe, ne asigurăm că ce, ce ne ia frate să punem multe torțe acolo, numai niște cărbune și niște lemn și oricum facem rostime de-alea, uite cât cărbune acolo și cât fier, fierul ăsta nu știu ce l-aș mai lua, adică știu de ce, pentru că în situația în care mi se sparge armura sau ceva. Să nu avem nici o problemă Bun și vreau să îmi scrieți Că am uitat să vă spun la clipul anterior În comentarii bine clipul ăsta Episodul 2 este filmat imediat după ce este filmat primul episod Probabil v-ați dat seama deja Pentru că nici măcar n-am ieșit de pe server Dar vreau să spuneți Uite la acest videoclip Dacă vi s-a părut ideea bună Cea din clipul anterior în care v-am spus eu Unde vreau să-mi fac casa Gen într-un pom din junglă la margine Ca să fim la intersecție Că mi s-ar părea cel mai în siguranță, da? Vreau să-mi spuneți ce părere aveți, dacă și voi vi se pare la fel de în siguranță. Punem noi pe aici mai multe torțe. Uh, Cerea să cad, bag piciorul. Bun, hai repede să luăm acest fier. Fier, 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 fier. Pe sus. A, ah, și știu unde trebuie să mergem, unde a fost în clipa anterior. Um, acolo, la începutul ăla de ceva mină. O mină mai ciudată, mai diferită. Altceva, nu, nu cred că vreau să mă apuc acum să iau altele. Asta e că aș putea să și cade aici, așa. Nu vreau acum să mă apuc să iau gen să pierdem timpul, să luăm redstone și lapis. Acum eu mă duc numai după cele absolut necesare și în acest moment absolut necesare sunt um, bucățile de fier, de aur și diamantele. De ce nu? Și să explorăm. Asta nu-ți necesită. Și, și carbune, Deci nu, hai să luăm și cărbune. Ca că avem nevoie de carbune Uite, mai e ceva fier acolo. L-am văzut, uite, chiar la de acolo. Nu. No. What the fuck, Level 7 deja, ok. Foarte ciudat. Am făcut deja level 7 numai din luam minereuri, frate. Se face level ușor. Deci mi aduc aminte în momentele în care nu prime XP. Când uh, minai aceste oruri, aceste zăcăminte. Deci nu prime XP. Atunci era mult mai complicat să faci level față de acum. Acum e cam easy peasy. Dacă mă întrebați pe mine, sincer să view Easy peasy lemon squeezy. Bă, de eu am întrebare. Eu cum urc aici, dude? Dude, cum urc eu aici? Hai să urcăm așa. Băbește. Ce să facem acum? Că să N-ai că să fă. A, Bun. Și aici era acea mine de care vorbeam noi. Ha. Să vedem. Pe ce am fost? Nu. No. O, oh, dar nu e nimic aici. Wow. 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 Ia uite pentru ce. Și nici aici. Stai, ca aici n am dus. Nici aici nimic. Ia asta e căul ăsta. Nu l-am mai luat când am plecat de acolo. Chiar totuși avem ceva cărbune și chiar avem... Hai să facem un stack de cărbune și după ne oprim din a mai lua cărbune pentru că n-are rost. Avem deja foarte, foarte mult, mai ales că cărbunele se găsește cam pe peste tot, deci n-avem treabă. Uh, și dacă vă întrebați când o să ne apucăm de casă, cred că din clipul următor, frate, pentru că... Vreau să ne facem, ia uite, ia uite ce am găsit noi aici frate, la un dăm de fer. Uh, ne facem repede o casă, sau mă rog, căutăm locul pentru casă, poate nu ne apucăm de casă din clipul următor, dar măcar să ne apucăm să căutăm locul pentru casă. Vreau să ne apucăm de casă foarte, foarte repede, uh, pentru că nu vreau să umblu cu o grămadă de chestii la mine, știi? Vreau să am și un cufăr unde să le pun și toate cele. Mă simt și eu mai bine, boss. Uite. Eu îmi spun în direcția aia, lasă-o azi și vai. Ok, el vedem ce e aici. Mai multă lavă. Ok. Ha. Haide, joaca mea. Haide, mai -me, ce găsim noi aici? Mai multe torse am zis. Oh, ce bousă. Am uitat că mai aveam încă un stack de torse. Bă, și le-am ținut acolo special. Am zis că le folosim numai când avem nevoie de ele. Întâi le trânăm pe astea 10, că aveam 10 înainte și după folosim acel stack ca să le structurăm cât mai bine. Și uite că am uitat de acel stack. Bac, ele torse. Mă disperă torse astea, frate, mă disperă. Trosele sunt atât de annoying, annoying și îmi place că am găsit foarte mult fier aici, deci cred că am găsit două depozite de fier lipite, practic. Sunt singurul care a auzit ceva pași? Sparanoic. O, oh, da, cât de paranoie pot să fiu să-mi bag piciorul. Uh, aurul vom folosi pentru a face mere OP. Deci vreau să facem mere OP, încă se poate că suntem pe 1.8.8, deci încă se poate să facem mere OP. Uh, și o să mă aștept foarte, foarte mult merele OP. Spre exemplu, nu știu, mergem în nether, cădem în lavă, pac, mănânc urmă OP. Au ah, o creeper aici, mi frică de ei. Pac, mănânc urmă OP și nu mai mor. Deci mă aștept foarte, foarte mult mărul OP. Mi-e frică, frate, prea mulți creeper și mie să nu vină unul pe la spate sau ceva. Trebuie să fim rapizi, dacă auzim un pac, click dreapta pe sabie și nu cred că ne omoară. Chiar dacă e lipit de noi, dar barăm, nu cred că ne moară. Că e o zic bine, nu. Eu chiar cred că așa este și sper să fie așa. Adică mi s-a întâmplat de multe ori și n-am murit. Mi s-a întâmplat de multe ori fără să barez și n-am murit. <laughs> Ceva de genul, Ioi, e ce aici? Ha. Bă, totuși, cât fier am? Deja am aproape un stack de fier. Au. Am deja aproape un stack de fier. Hai, boss. PAC, Master Hunter, primul mob ucis. Au, ulup! Primul monstru ucis, oameni buni, mă simt mândru. Este un achievement mare. <gâng> oh, da. Taci, mă, că e bine așa. Suntem criminali de mici și nebuni, deci avem o zi în uh, Minecraft Hardcore Survival Hardcore, de fapt. Nu! Holy fuck. Cred că îi mai puteam da un hit și l-am nu? Yeah. Nu știu ce am avut impresia că nu mai apuc să-i dau un hit, dar aș fi apucat să-i mai dau un hit. Oricum e bine că am barat. Dacă nu baram aici, am luat mult mai mult decât mi-a luat deja. Uh, aurul ăla de sus aș vrea să-l iau. Schelete. Bam. O, alu! Grijania ta! Grijania ta! Știi care e chestia? În caz de probleme... Ok. În caz de probleme o să ne băgăm undeva în perete. Și cred că ne-am descurcat destul de ok. Acum, bă, sincer să fiu, n-am murit de foarte multe ori în peșteră. De multe ori când am murit, am fost eu foarte neaten. și m am murit creeperul sau ceva. Cum s-a întâmplat și pe survival cu brigada? Mi-a dat creeper un damage de la spate, frate, fix în spatele meu era. Și am auzit... Incredibil. Și am crăpat, vă dați seama că, na, ce să fac. N-am avut ce să fac. Dar aici o să fiu foarte atent, mai ales că mi-am dat sunetul mult mai tare. De obicei îl țineam pe 10 acum e pe 50 frate, 5 mai tare decât de obicei. Hai deci să punem iarăși torserea aici. A, ok. Frate, acum parcă nu mai sunt așa de... Ui, ui. Bă, dar mare peștera asta. Ha. Pe acolo am fost? Cred că am fost pe acolo. E mare peștera asta, dar îmi place. E fain. Explorăm așa, poate găsim diamante. La er sunt... Opa! Sunt la un layer destul de jos. Fuck it. Fuck it, dude. Și tocmai speram la mai multe. Și care e chestia? Trebuie să avem în vedere faptul că o să avem nevoie foarte, foarte curând de mâncare. Deci trebuie să avem acolo mâncare pregătită. Pentru bine și rău. <laughs> Pentru că nu vreau să încep să-mi scadă viața din cauza mâncării sau mai știu eu ce. Bine, la greu cred că rotă flash, frate. Mâncăm carne de zombalou. Carne de zombalou de-asta negătită în ne nimic. Bă, ar trebui să facă ceva. Se poate prăji carnea de zombie în furnal? N-am încercat în viața mea, dar știu că nu se poate. Poate au modificat, cine știe. Nu ai idee, frate. Deși nu cred. <laughs> dar trebuie să facă acest lucru. ce o să fiu. Totuși, să dea așa puțin mai mult și să nu te mai îmbolnăvească, să nu mai puți după ce o mănânci. Uite, și tocmai eu mă gândeam, frate, cum ar fi noi pe hardcore să nu avem full fier și uite câte Câte minerăuri de fier găsim. Foarte, foarte multe, foarte multe depozite de-astea nebune de fier. Asta e super tare, tocmai am s-a -au auzit. Uh, ceva zgomot de la TeamSpeak, zic bine? Ia, yeah, asta. așa să... Bam! Am ieșit din TeamSpeak, chid că eram cu toate, pe busy, pe mute, pe tot ce se poate, încă prime sunete. Ok, foarte ciudat. Bun, uh, bă, da, de ce am venit parcă? Deci de undeva am apărut sau... Oricum, punem torse pe peste tot, tot pe unde mergem, ca să știu. Și unde e întunecat înseamnă că n-am fost. No? Ia, yeah. uite pe aici n-am fost. Pentru că este întunecat. Ioi, și uite cât aur găsim. De choaca, Ia, uite și aici. Ești peste tot. Bravo, Andrei. What? Așa. M Am crezut că nu mi-l dea apă. Știi care e chestia? Acum mă gândesc că o să mi se spargă picul. Dude, o să mi se că picul la cât fier uh, adun. Lasă că e bine, adunăm acum pentru că sunt singur, sigur, 100% pe viitor o să avem nevoie de foarte mult fier. Și după o să mă oftică, bă, vă mai aduceți aminte? Bine, acum zic cum aș fi vorbit, bă, vă mai aduceți aminte de începutul seriei unde am găsit foarte mult fier și nu l-am luat pentru că ziceam că n-am nevoie de el. Așa cum am făcut și în survival cu brigada de altfel. Și după când vreau să-mi fac un beacon sau ceva, stau și fac pe mine că n-am fier. Sau minereuri, în general, știi? Așa că mai bine m-am învățat, mai bine luăm de acum tot ce se poate, tot ce găsim, frate Tot ce găsim, de care avem nevoie ca uite, redstone, lapis, ah, pentru XP, poți să spui că e ok pentru Wow, oh, ce bug Am văzut Nu, n-am văzut diamante, mi s-apără că am văzut diamante, what the ce bug What the fuck, gata, nu se mai vede Dio, ce bug urât Se vedea prin ceancuri acolo dacă aș fi văzut diamante, măcar ar fi fost un bug meritat, dude. Chiar așa. Na, nu, de fapt n-ar fi fost un bug, ar fi fost un feature. A, a? Așa da, boss. <laughs> să nu spună lumea că e bug. Luăm și aurul ăsta. Bă, cât mai are durabilitate? 13. Fuck it. Trebuie să facem un alt pic. Nu m-am gândit că o să mi se spargă atât de repede picul ăsta. Sincer să, să fiu. Și dacă găsim diamante, nici nu știu ce să-mi fac prima dată cu diamantele. Bă, hai să bag piciorul, totul se sparge. 3, nu, hai să nu mai luăm nimic acum, pentru că se sparge. Vă folosi aceste 3, numai dacă va fi ne nevoie. Că poate trebuie să spar două blocuri și... Au, nu-l spare pe ăsta, stai. Tocmai era să-l spar. Poate trebuie să spar niște blocuri și n-am pickaxe deloc. Lasă mai bine așa. Bun. Um, foarte mult fier aici. Să mă duc aici, să vedea. A, ah, nu, aici știu ce este, că am mai văzut porțiunea de undeva de acolo de sus. Să să punem ne uite, așa. Pentru că mi-e frică să nu înceapă să curgă la asta pe mine, pentru că mă topesc. Um, știu unde am? Aș duce să continui. Ia. Nu, aici era... Am fost aici. Ha. Am fost și pe aici, frate. Uite, aici mă gândeam. Sau să urcăm aici, sus. Hm. să vedem. E ceva pe aici. Opa! Bă, frate, o altă parte a peșterii e nebun la cap. Deci, ce sisteme nebune de peșteri sunt în Minecraft acum și mi-aduc aminte, frate, de începuturile Minecraft-ului în care uh, dacă găseai o peșteră, ceva mai mare, zici că l-ai găsit pe Hristos, frate, să-mi bag piciorul de nou. Acum, uh, acum aici mea, uh, încă o peșteră mare, uh, ceva de genul știi? <laughs> și înainte, nu mai puteai de fericire. bă. Bine, și acum eu mor de fericire dacă găsesc o astfel de peșteră pe mini UHC. Pe ultra hardcore, acolo, da. Da, aici, deja câte stacuri de fier, câte stacuri de fier am auzit cum pun problema. Două stacuri de fier am, frate. Uite și aur aici, aurul iau, aurul iau, boss, cum să nu iau eu aurul? Aurul luăm, normal. da pot face și asta, așa, ca să nu... A, pickaxe-ul, uite astea. Uh, pac, pac. Bun, hai repede cu trei, nu, cu două bucăți. Așteptăm repede pentru două bucăți, facem și un war bench, stai așa, că n-am unde să fac pickaxe. mai am aici un pickaxe de stone, dar fac, de ce să folosim pickaxe de stone dacă putem folosi pickaxe de fer? Și dacă putem folosi acest fier pe care îl avem, să iau și aceste minereuri de haur. Hapa. Bun, uh, uite așa. Unde, a, n-am bețe. Trebuie să fac eu niște bețe, Acum să fie acolo. Gata, frate, avem și bețe. Avem și bețișoare. Opa, tropa. Bun, domnaua ăsta, cât aur am? Cred că peste jumătate de stack. 34, 35, 36 de bucăți de aur. Uh, trebuie 9 bucăți pentru un bloc. Asta e așa. Trebuie 9 bucăți pentru un bloc și câte blocuri trebuie? 8 blocuri, nu? Deci 8 ori 9 72. 79 de, 72 de bucăți de de aur. Ia să facem nici crea asta. Da, păi no, dacă tot avem apă, frate, hai să ne mișcăm și -și, noi mai repede. Nu, no, să stăm noi pe gânduri. Și pe aici, de obicei, putem găsi diamante. Deci, hai cu diamantele, tătuțu. Hai cu cât mai multe diamante aici. Așa ca să ne poarte noroc pe parcursul seriei de hardcore. Hmm. Nu, no, îmi spune, trebuie că se sfârșește acolo. Bac piciorul. Ia vedem, se sfârșește aici? no, please, No. Da, mă, se sfârșește aici, băga mea și piciorul. Of, și am depus atât, atâta speranță am depus aici. Deci am crezut că găsim ceva. Ce face scriperilor? Pleacă mă de aici. Uite-l pe ăsta. Pac, capac. Și acum două capace și ești mortus. Mortus. Aici stupăm asta și nu mai e nimic nici pe aici. Au niște lilieci, dar nu sunt pe aici. ceva încolo. Mai au ceva. Și mai ales că s-au de undeva de deci de aproape. Știi? Cam aia e chestia suspectă. Și nu înțeleg de unde se aude în pana mea. Că nu-i nimic pe aici. Ia, uite. Sub noi sau? Bă, s-ar putea sub noi, fie antena. Sau deasupra? Ha. Sau sub? Ce dracul? Nu mai știu unde uit să mă să-mi bag piciorul meu. Deci nu mai știu unde să mă duc. Sau de... Opa, cred că mă apropie. Sau de ce ce mai tare acum. Sau de lava mai tare. Holy fuck. Holy fuck. Punem apă și ne ducem. eh, nu nimic. A, e doar o punguță cu lava aici. Am crezut si eu că e ceva mai mare, frate, dar nu nimic. Uite, niște căul, niște lapis și cam atât. Bun, alarmă falsă, probabil aici erau și um, aia, liliecii, pe care nu am văzut, cred. Oricum, I wasn't paying attention. Opa, aici e ceva? Ca să vedem, e ceva aici. Băi, știi ce fac? Fii antre, hai să eu lava din a la mai curge de aici. Așa. Ca să n-am probleme după. Nici aici nimic. Ha, mă, de să de mine. Hai cu diamantele alea. Deci, oameni bun trebuie acum cu toții să ține spumni, Să găsesc eu multe, multe diamante aici. Măcar câteva acolo, pana mea. Cât să fă? Măcar câteva diamante acolo. Să mă simt și eu bine. Să fiu și eu fericit. Că am găsit diamante. Ia. Ce faci, pretenaș? Doi! Combo, combo. Bun, bă, oricum, pe 1 9 Eu ce aici. Ha, mă întorc că mi-e frică. Da, e o altă ravină. Ok. Pe 1-9 ar fi super complicat hardcore-ul. Bă, mai există hardcore pe 1.9? Stai că am uitat să pun întrebarea asta. Ce orice e posibil, frate? Poate s-a scos hardcore-ul. sincer. Nu. Până acum n-am fost curios niciodată. Dar dacă ar fi așa ceva gen tot survival hardcore pe unul, nu ar fi foarte, foarte greu, vă dați și vă seama, mai ales că nu poți spama click-o și trebuie să dai uh, click controlate, dacă pot spune așa. Trebuie să îi batem noi pe de aici. Ce faci, boss? Ce faci, boss? Ce faci, boss? Ce fa N-am murit din 3 hituri, tu te bă, de aici. trebuie să dăm 4 hituri pentru ăștia. Te zambalește, rezistă mai mult. Ok. Uite și aici. Și O, oh, acolo găsim diamante. Să-mi bat piciorul de nu. De aici, aici găsim diamante. Gata, diamante. Am găsit diamante. Y12. Băgame. A, ah, sau? Poate mi s -a -a. Ah. Nu mai știu ce să zic sau ce să fac. Ha. Mi s-au dus torțele? Ok, mai facem, nou problem. Un stack și 8 torțe. Pe știu că mai era ceva golden, apoi dar nu vreau să mă duc acum. Vreau întâi să mă duc pe la nivelele astea mai mici, așa. Mai de jos, mă, mai de jos. Nu, no, acolo urc. Nu vreau să urc. Așa. Vreau să găsesc diamante. Deci nu știu, mi s-a pus pata asta. Deci mi s-a pus pata asta. Cu găsit... Hai să luăm totuși asta. că tot suntem aici, să nu mai urcăm până aici. Să ne mai enervăm cu această apă nebunatecă. Ok, l-am luat. Deci acolo un uh, scheleton care... Vrea el să încerce ceva cu arcul ăla lui nebunatec. Nu a reușit. Hm. Arată foarte ciudat. Să-mi bat piciorul. Deci, practic aici s-a făcut automat cabăl. Să a fost și ceva apă. Înseamnă că, altfel nu știu ce a fost aici. Pe sus e ceva nou. Serios, iarăși, ce bău, s-am pus torța fix unde vreau să spare. Iarăși am dat de un dead end, frate, iarăși, oh my god. Oh, ok. Bun, Pe păi atunci ce facem? Stai un pic. Uh, fier nu mai au, cam două stacuri de fier. Da, stai că un stac l-am pus în furnal. Oh my god, și nu mai știu cum să ajung la furnalul ăla. Ah, ba nu, stai că l-am... A spart furnalul, dude. Stai, am spart furnalul și... Ok, nu mai contează, deja mă depășește. Am găsit un cartof. Cartoful ăsta îl putem cultiva foarte, foarte fain și facem mai mulți cartofi și o să avem mâncărică. Că uite, tot plâncă mai un pic și nu o să rămân fără mâncare, dude. Nu, no, și pe unde am ajuns aici? De undeva de sus m-am aruncat și am căzut în cap în apa asta. Cred că de pe acolo. Zic bine, hai să urcăm. Hai să urcăm mai mult. Acum mai am 8 bucățele de carne de porc. Ok. Hai să urc aici, o să urc pe cols. În caz că mă împinge un schelet sau ceva să nu cad. Și să mă gândesc rapid la ceva. Ta bine, dacă mă împinge din spate, aia e partea a doua. Atunci n-aș pe uite de vorbeam de lup. Și scheletele la ușa asta aici. Holy fuck. Oh, da, uite scheletele acolo. Schelete, lasă-mă, te rog, lasă-mă, vreau să... Nu mă nimerește, nu mă nimerește. Uh! am emoții când fac chestia asta. Sincer. Deci când fac chestia asta pe aici am mare emoții. Deci e ușor, nu trebuie să faci mare lucru decât să te împingi într-o parte. Dar am emoții totuși. Chid că sunt șanse extrem de mici să dau o sau ceva, tot am emoții. Opa, și acolo s-au niște zombalei. Ei. Și iarăși am găsit o continuare pentru că este super peștera. Deci găsești continuări peste pe tot, frate. Ce să fac? Uite asta sau? Bam. Coborăm așa încet, încet. Au, 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 Vreau să mă îndepărtez repede, bat scheletele ăsta. Să n-am probleme cu el. Punem mai multe torțe. Am mai găsit aur. Bă, de ce? Când ne jucăm mini OHC. Nu găsim atâta aur și aici uitați cât repede găsesc aur. Îți bașe de mine. Și aud un zombie care se apropie de mine. Fuck you, dude. Deci, Come on, zici că își bate joc de noi. Oricum sunt sigur că multe seed-uri gen de mini -UHC sau UHC, eu mă gândesc că sunt alterate, sincer. Adică în sensul că um, sunt plugin uri uh, speciale care fac ca uh, minereurile de aur să fie din ce în ce mai puține, gen să fie mai rare. Să nu se găsească la fel ca pe un seed normal, uh, ci să se găsească mai rar, știi? Probabil, nu știu. Poate asta e și motivul pentru care aici găsim o grămadă de aur, pentru că default aurul se găsește destul de des. Nu la fel de des ca cărbunele, ca cărbunele ăsta, ce urmează, lapis, redstone, uh, fier și mai știu eu ce, dar se găsește destul de des. Deci, na. Bun, hai să vedem. Hai că aici, să vedem, mai găsim ceva diamante, un loc de diamante, frate, Zalero 22. <gasps> Zombie villager. Oh, mi-a dat un hit. Nu m-a foarte tare bossul, îmi pare rău, dar... Apare n-ai forță, mai treci și tu pe la sală, ca ai nevoie, frazor, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut, eu în continuare aici o chemarea nici știu ce să fac, sincer să fiu. Cred că mă mai învârtesc puțin tălpa aici. Mai e eu ce mai e de luat și eventual o să mă duc la suprafață și o să începem clipul al treilea de la suprafață în care ne apucăm să căutăm un loc de casă sau ceva. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să continuăm această serie cu cât mai multe episoade. Și ne auzim data viitoare. Am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă! Pa!